După mult timp în care ne întrebam dacă mai există DNA, procurorii anticorupție au început un nou an în forță cu un dosar penal pentru un fost ministru. Ca în vremurile bune. Dar DNA vrea să puncteze la capitolul imagine mai întâi, la propriu, cu un clip postat pe Facebook. DNA utilizează în anchete toată gama de procedee probatorii prevăzute în codul de procedură penală, inclusiv pe cele care necesită autorizarea unui judecător. DNA investigă cu succes cauze complexe de corupție cu prejudicii uriașe în care au fost implicați inclusiv înalți demnitari, miniștri, parlamentari, conducători ai unor instituții publice, așa zici baroni locali sau chiar exponenți ai mediului de afaceri. Dacă mai devreme am văzut că anii 80 și-au cerut croma cheiul înapoi de la colonelul Gheorghiță, Bogdan Naumovici, expert în advertising, 30 de ani de carieră aproape, ce ne spui despre mai mult de 25? Da, oricum de la, un timp încolo un an în publicitate arde cât 10 în altă meserie, dar în fine, ce spunem despre acest spot, această vânzare a DNA-ului pe Facebook? Eu nu știu către cine se vinde. Adică cui este menit spotul? Cine ar trebui în urma vizionării spotului să facă ce? Să denunțe, să aplaude, să trimite niște donații la DNA? Adică nu știu care e noima lui. Da, să știi că lipsește contul. Ce faci asta? Lipsește contul de la final cu donații. Nu, serios, mă întreb pentru ce l-au făcut. Ca să e raport de activitate. Dacă e raport de activitate, țin minte pe vremea lui Codruței Chioveș și țin minte că văzusem la un moment dat o dare de asta de seamă. Nu știu câți miniștri, nu știu câți parlamentari, nu știu câți prefecți și așa mai departe trimiși în judecat. Frumos dacă vrei să dai raport de activitate, dar nu cred că trebuie să-l dai pe Facebook și nu cred că trebuie să-l dai către toată lumea și nu într-un spot filmat. Cred că există, îmi imaginez, niște organisme abilitate să controleze DNA-ul, să-i asculte raportul, să vadă ce face. Nu știu de ce fac asta. Vor să fie populari. Mi se pare mai simpatic ce face SRI-ul pe Facebook, de exemplu, cu toate glumițele aia, să ne vedem cu bine, să ne auzim cu bine. Parcă e mai simpatic decât darea asta de seamă. Aflăm de la Poliția Capitalei. Deci, practic, cea mai eficientă comunicare a DNA-ului ar fi un Excel cu dosar finalizat în ziua de cutare. Asta am reușit să facem. Auzi, dar vouă nu vi s-a părut că vocea parcă e a lui Tatulici? Nu, serios, fii atent. Uite, fii atent că mai pun vocea odată. Uite, fii atent, mai pleacă odată și o auzim. DNA utilizează în anchete toată gama de procedee probatorii prevăzute în codul de procedură penală, inclusiv pe cele care necesită autorizarea unui judecător. DNA investigă cu succes cauze complexe de corupție cu prejudicii uriașe în care au fost implicați inclusiv... Am auzit vocea, să știi că e Ciutacu. Seamănă cu alu Ciutacu, dar nu cred că e Ciutacu. Dar sunt așa, anii 80, reflector, parcă ne arată infractorii în Occidentul putre de bogat, oamenii se droghează, în socialism lucrurile merg bine, iată DNA veghează. Cum era? Tam, 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 tam. Sau cum făcea... Ceva de genul ăsta era reflectorul ăla, da. Că se învârtea la antena. Ăla era, într-adevăr. Mai avem spoturi? Nu știu pentru ce. Nu știu pentru ce îl fac. Ca să dea bine. Ca să dea bine, să fie colorat, să fie prietenoși, să încerce să fie prietenoși, să le comunice celor de pe Facebook, bă, atenție, ne facem treaba. Noi anchetăm. Auzi, sau e de aia, e o spălare de bani pentru o campanie și la care se va autosesiza DNA-ul împotriva ei însăși. Da, și că acum pică semnalul. Stai că întrebăm pe Sorina Matei. Mulțumim, Bogdan. Ea este reporterul nostru special. Sorina, să vedem cum se vede dinspre tine, să rămână. Cum se vede dinspre mine clipul? Da. Tu ești un consumator. Un consumator de înaltă calitate al DNA-ului. Uite, o să vă spun trei lucruri.
Primul lucru este faptul că și direcția, cum ar veni, Brigada Anticorupție Britanică folosește asemenea clipuri. De exemplu, toată comunicarea britanicilor pe zona specializată de anticorupție se face doar prin rețelele de socializare și avem inclusiv prezentări de cazuri, inclusiv clipuri, inclusiv declarații ale purtătorilor de cuvânt, ceea ce, să știi că instituțiile de stat ale României, așa, posomorâte, urâte, pline de hârtii și de probleme, nu prea se obișnuiește. A doilea lucru pe care vreau să ți-l spun... Trebuie să mărturisesc că este un moment istoric, cel puțin pentru mine. E momentul în care te auzim lăudând activitatea DNA. Nu, eu fac o comparație pentru că eu mă uit și la alte structuri specializate din străinătate și chiar cu britanicii am avut niște corespondențe. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este că Direcția Națională Anticorupție cred că mai are câteva clipuri. Nu cred că le-a dat, adică nu le-a dat publicității, dar clipul ăsta, prezentarea asta, este în pregătirea bilanțului de activitate, care este la începutul fiecărui an. Ce problemă are DNA, apropo de clipuri și de prezentări din acestea, ei se plâng, mă rog, de când a plecat doamna Chioveși și până în prezent, că oamenii nu mai au încredere în DNA și că nu mai trimit sesizări. Oamenii simpli care găsesc probleme, mă rog, descoperă fapte de corupție, nu mai sezizează DNA. Deci lor le-au scăzut și sesizările venite din partea publicului. Al patrulea lucru pe care vreau să vi-l spun este că n-ar trebui să vă mire. Când a venit noul șef al Direcției Naționale Anticorupție, domnul Bologa, și-a făcut un plan de management. De planul de management al actualului șef al DNA a râs toată presa românească. De ce? Pentru că el a spus așa, da, iau un DNA cu 52,3% achitări, adică mai mult de jumătate din activitatea DNA este degeaba, vorbim de oameni târâți prin instanțe și pe fața parchetelor și găsiți nevinovați. Și vreau să combat achitările cu ce? Cu un plan de PR, asta scrie în proiectul de management al actualului șef al DNA, cu un plan de PR, cu porți deschise pentru elevi, în fiecare an, și a mai scris în planul de PR că vrea să-și angajeze pentru instanțe procurori oratori. De parcă contează oratoria și nu argumentul juridic, adică sau probatorul. Adică de ăștia cu papagal, care exact, să vorbească, da, mai să frumos. Sună, care să fie, care să aibă vocea ta așa. Nu, nu, adică de-astea, am înț- eu mă rog, mulțumesc. Dar asta să știi scrie că, proiectul nu, de papagal, mă refer. Și n-ar trebui să vă mire, adică noi toți la momentul respectiv am văzut proiectul de management care, mă rog, a fost acceptat, că omul este pe funcție. Nimeni n-a scris prostiile astea, adică chiar sunt niște prostii. Este puțin angajat pe cineva? Nu, la birou de presă, din câte știu, e doamna Săplăcan, dar doamna Săplăcan nu, este, stai, mă rog, de pe vremea lui. Deci spui că de fapt ăștia tenorii păi pot avea șanse mai mari la DNA. Săplăcan nu este procuror, este funcționar public și mai sunt câțiva polițiști, din câte știu, adică nu a angajat cine știe ce, dar el se gândea la interviu, la monitorizare media, la să ne împrietenim cu presa, iar ăsta este eu să știi unul că, dintre, eu să știi că înțeleg. Dintre rezultate. Nu știam, da, asta, dar problema, să știi că de la DNA era bau-bau, așa. Și omul a zis, bă, hai să nu le arătăm oamenilor că suntem bau-bau. Hai să nu uităm totuși sensul exact de care vorbește și Sorina. Este vorba despre respect. Respectul se câștigă cu dosare câștigate, nu cu procurori tenori și cu băieți care țipă frumos în instanță. Uite, și vă spun o informație în premieră, că am plecat de la ideea clipului. În câteva săptămâni vom avea bilanțul Direcției Naționale Anticorupție. Din ce știu eu până acum, este că ei vor spune, deci important e ce vor spune. Vor spune, domne, avem un procent de achitări mai mic față de anul trecut. Anul trecut era, repet, 52,3%. Dar ei nu vor spune de ce. De ce? Pentru că nu s-au judecat spețele, pentru că a fost perioada de pandemie și stare de urgență și lor le cur în continuare achitările, asta nu vor spune. Stai că știi ce nu înțeleg eu? Le cur mai greu pentru că nu sunt judecate spețele în instanță, pentru că instanțele sunt blocate din cauza pandemiei.
stai că nu înțeleg o chestie eu. Adică de ce succesul? De ce succesul se măsoară în condamnări și nu în dosare finalizate? Condamnările sunt date de justiție. Da? DNA-ul nu înseamnă că nu și-a făcut treaba dacă un dosar nu este finalizat printr-o condamnare. Costi, te contrazic. DNA-ul poate să facă oricâte dosare, pe orice. Problema este eficiența unei asemenea direcții. Și de asta contează condamnările. Condamnările definitive. Aș spune, contează mai mult chiar confiscarea extinsă a averilor, pentru că vorbim despre condamnări de peste 5 ani. Banii înapoi la oameni. Toate aspectele astea, în orice instituție și direcție specializată, se numește eficiență. Dacă este eficiență, acea structură a redus Direcția Națională Anticorupție, corupția în România, prin mii de dosare, miliarde de prejudicii, de miliarde. Încă o dată, deciziile, simți că s-a redus corupția? Deciziile nu sunt luate de DNA. Decizia îi aparține instanței.